ești căzut și crezi că în cer ai fost dat uitării. Sau zilnic lupți cu încercări din greu tot mai greu. Sau simți că în loc să ieși la mal vezi doar adâncul mării. Deși nu știi când, El din nou va lucra. Dumnezeu va lucra, va lucra, din nou va lucra. Tu doar stai pe loc să poți ca să vezi clar mâna sa. Fraților. Pentru cei care nu știți sau sunteți mai noi în adunare, fratele Daniel este păstorul fondator la Biserica Iisus Mântuitorul, în biserica noastră. Ne bucurăm că e cu noi. Daniel, Domnul să te binecuvinteze. Amin, amin. Din nou mulțumesc pentru invitație și adevărul e că în ultima vreme nu predic prea des. Pentru că la noi la adunare eu sunt păstor asistent și îmi vine rând o dată pe lună să predic, deci numai o dată pe lună, de regulă primul sabat din lună decină este rândul meu să predic.
Și ocazional mai predic unde sunt invitat pe Zoom, mai des decât înainte. Iar țin minte când eram în Iisus Mântuitorul, uneori predicam de 3 ori pe săptămână și era tare greu. Și atunci mă limitam la timp tot timpul. Acum dacă predic rar, nu mă limitez la timp, dar am telefon aici și o să încerc să mă limitez. Pentru cei care nu știți, deci locuiesc în Israel acum din 2007 cu ajutorul lui Dumnezeu. Vezi că ai dat pe mut, Daniel? Nu, încă nu se aude. Da. Ok, acum auziți, da? Bun, nu știu ce s-a întâmplat. Deci, când am ajuns în Israel în 2007, noi am plecat fără să fim misionari sau am plecat pur și simplu că ne-a chemat Dumnezeu și am venit aici fără, să zicem așa, ceva aranjat în prealabil. Și atunci când am venit aici a trebuit să facem orice și primul meu job aici în Israel a fost la un supermarket. Și țin minte că aveam grijă de 2 rafturi mari, un raft cu sucuri, deci la toate firmele care aduceau sucuri era un raft lung cam de, cred că 12 metri lungime și 4 rafturi cam aproximativ 2 metri înălțime, unde în fiecare zi, de 2 ori pe zi, dimineață și apoi seara, trebuia să aranjez sucurile și mai aveam încă un raion de produse congelate, cum sunt fructele congelate, carnea, peștele, așa mai departe. La fel, era pe lungul magazinului 12 metri și asta făceam tot de 2 ori pe zi, dar bineînțeles, când spun de 2 ori pe zi, îmi lua câte 2 ore să fac un aranjament pe tot raftul sau pe tot frigiderul. Și primul lucru pe care îl făceam, așa am fost învățat, nu era numai să așez sticlele, să fie toate aranjate foarte frumos, știți, la linie, deci așa trebuia, dar primul lucru care am fost învățat este să mă uit la data de expirare și să le așez toate în funcție de data de expirare. În fiecare zi trebuia să verific dacă sunt produse care au expirat sau care expiră în ziua respectivă sau mai sunt 2-3 zile până la expirare și dacă mai erau câteva zile până la expirare, ce trebuia să fac? Să le pun în față. Ca omul care vine prima dată să le ia pe cele care expiră pentru 2 zile, unora nici nu le păsa pentru că le consumau în aceeași zi, alții nu se uitau, ele nu erau expirate, deci erau bune de consumat. Și de atunci mi-a rămas în minte un lucru, întotdeauna când mă duc la supermarket sau mă duc undeva să cumpăr ceva, la ce mă uit prima dată? La termenul de expirare, nu-i așa? Și cred că toți faceți același lucru. Când vă uitați, deci poate că nu vă uitați neapărat la firma de unde este produsul respectiv, că acum avem smântână de la 5 fabrici, avem sucuri de la 5-6 fabrici, nu ne uităm neapărat la firmă, ci ne uităm la data de expirare, pentru că așa suntem obișnuiți. Și lunile trecute, de exemplu, știți că au fost sărbătorile de toamnă în Israel și la evrei, și una dintre sărbătorile foarte importante, de fapt, este cea mai sfântă, să zicem, sărbătoare și cea mai sobră sărbătoare a evreilor, este Yom Kippur, care înseamnă ziua ispășirii. Asta a fost undeva la începutul lunii octombrie sau sfârșitul lunii septembrie, nu mi-aduc aminte exact. Însă atunci am făcut o paralelă între termenul de expirare și între sărbătoarea ispășirii. Și atunci m-am gândit că sărbătoarea ispășirii de fapt nu are termen de expirare și este unul dintre puține lucruri care nu are termen de expirare și o să ajungem să vedem de ce, dar m-am gândit să văd dacă sunt și alte lucruri care nu au termen de expirare și nu știu dacă ați verificat vreodată. Am intrat pe Google și am verificat lucruri care nu expiră și am dat peste vreo 15 produse care nu expiră. Vi le spun foarte pe scurt, e vorba despre miere neprelucrată, adică mierea care o iei direct din stup, nu aceea care o găsești în magazin și care conține tot felul de lucruri. Deci pur și simplu nu are termen de expirare și țin minte că în Israel când am făcut cursul de ghizi, în urmă cu 10 ani, am fost într-o localitate care se numea Rehov și acolo ni se spunea că s-au găsit stupi și s-au găsit faguri de miere intacți
din perioada de 2000 de ani înainte de Hristos, deci de acum 4000 de ani. Nu știu dacă cineva a gustat mierea din fagul respectiv, dacă era uscată sau dacă mai era ceva acolo, însă mierea neprelucrată este unul dintre produsele care nu expiră. Apoi oțetul, sarea, legumele uscate, care se spune că au fost găsite după câteva sute de ani în anumite pivnițe, au fost găsite cutii întregi cu legume uscate. Știți cum sunt legumele confiate? Nu fructe, acelea se strică, dar legumele pot să se păstreze. Și acelea au fost bune de mâncat după sute de ani. Pe lângă asta s-au găsit, probabil că știți unii dintre dumneavoastră, s-au găsit semințe de curmale în La Masada, care este undeva în deșert, și după 2000 de ani acestea au fost germinate și au produs rod. Deci după 2000 de ani, deci încă semințele au fost bune și au fost refolosite. Apoi zahărul, extractul de vanilie, lichiorul și, mai bine zis, toată tăia, coniacul, și știți că acestea, chiar dacă le găsești o sticlă care are 200-300 de ani, poate fi consumată. Tot la Masada, că vorbeam de Masada, se spune că în magazile de acolo au fost găsite burdufuri de vin din perioada lui Irod cel Mare, de acum 2000 de ani. Burdufurile erau intacte și înăuntru mai era o cantitate de vin. Vinul nu expirase, cum se zice, nu mai era aceeași cantitate, da, de vin în burdufuri, dar era vin. Și ei spun că vinul acela era destul de bun la gust după 2000 de ani. Eu nu l-am verificat și nu știu exact, dar se poate că așa să fie. Și apoi ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este orezul alb neprelucrat. Și acela nu ce găsim noi în magazine, ci dacă îl iei probabil direct de la producător, orezul alb, de asemenea, sute de ani el poate să se mențină. Așa că dacă vreți să vă pregătiți pentru ce va veni în viitor și vreți să faceți provizii, să știți care sunt produsele care nu expiră și pe care să le puteți pune în magazin, pivniță și acolo unde vreți să le depozitați. Însă, tot făcând calculele acestea cu produsele care expiră și produsele care nu expiră, și vreau să revin la faptul că lucram în supermarket, acum de câte ori mă duc la supermarket și mă uit la produse de expirare, uneori găsesc produse expirate de o săptămână sau de două săptămâni pe rafturi. Și stau și mă întreb de ce oamenii n-au verificat sau probabil că chiar au vrut să le comercializeze. Bănuiesc că și în România se întâmplă același lucru de foarte multe ori, poate găsiți aceste lucruri expirate. Și nu se prea preocupă nimeni de lucrul ăsta, dar din punct de vedere spiritual sunt lucruri care expiră. Și acum vreau să spun câteva din ele. Și am stat să mă gândesc și am citit foarte mult în Scriptură să văd dacă într-adevăr pot să spun că aceste lucruri expiră sau nu expiră. De exemplu, speranța noastră. Acum știți că spune, este un proverb care spune speranța nu moare niciodată și alte lucruri care nu mor niciodată, însă trebuie să spunem că speranța poate să moară în anumite condiții, nu-i așa? Și dacă ne uităm la viața noastră, la viața mea, de exemplu, nu am spus prea des lucrul ăsta și nu știu dacă să spun, am ascuns în viața mea, dar în luna iulie 2020 eu am fost în depresie o lună de zile și n-am spus la mulți, dar n-am mai avut speranță. Și acum, deci eu fusesem, am fost păstor câți ani de zile? Deci dacă stau să mă gândesc, cred că 1995 am început cu păstorirea și n-am făcut pauză de la păstorire nici în Israel, chiar dacă sunt păstor asistent. Însă în luna iulie 2020, după 4 luni sau 3 luni de corona, când eram în șomaj, când contul nostru din bancă ajunsese să fie aproape pe minus și nu știam cu ce plătesc datoriile luna viitoare, când nu se vedea nimic la orizont pentru că era numai lockdown peste tot și tot ce vedea la știri erau numai vești triste de corona, de câți oameni au murit, de ce o se întâmple și așa mai departe, pur și simplu am căzut într-o deznădejde și speranța mea a murit, deși era acolo ceva mic.
Dar vreau să spun că 3 săptămâni n-am putut să mă rog, n-am putut să citesc din Biblie și nu m-am dat jos din pat. Deci a fost o perioadă foarte grea și numai familia mea a știut și păstorul nostru, pentru că urma să merg la predică și nu n-am putut să merg să predic știindu-mi situația, adică puteam să mă duc să fac față situației, să predic, dar nu am făcut lucrul ăsta. Și m-am gândit că speranța, dragostea mea pentru Dumnezeu a expirat oarecum. După 3 săptămâni, trebuie să știți că procesul de revenire la normal a fost foarte greu. Și după 3 săptămâni de când nu am citit pe Biblie și nu m-am rugat, am început să mă rog să citesc și nu am înțeles nimic, n-am rămas cu nimic din Biblie și mă rugam. Nu puteam să mă rog mai mult de 2 minute și e ca și cum spuneam mereu la biserică că rugăciunea mea ajunge până la tavan. Deci pur și simplu nu puteam să mă conectez cu Dumnezeu și o săptămână mi-a luat până când după 7 zile i-am spus Domnului să-mi dea putere să-mi revin. Nu știu de ce n-am făcut asta mai devreme, deci pur și simplu n-am avut putere și m-am ridicat din pat după o lună. Și atunci am început să simt relația cu Dumnezeu când mi-am impus lucrul ăsta și am început să revin la normal. Și cu rugăciunea și cu citul și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajuns să trec peste situația asta și n-a fost nevoie să mă duc la psiholog sau la psihiatru și de atunci nu am mai avut astfel de ieșiri. Însă m-am gândit luna trecută la faptul că de foarte multe ori, datorită condițiilor în care ne aflăm, s-ar putea ca toate lucrurile acestea spirituale să se reducă la un moment dat la tăcere și efectiv să se ducă termenul de expirare la acestor lucruri. De exemplu, căsnicia noastră, nu-i așa? Ce spunem atunci când ne căsătorim? Până când moartea ne va despărți. Deci are un termen de expirare și termenul ăsta de expirare este la moarte. Viața noastră are un termen de expirare. În Psalmul 90, ce spune Moise acolo atunci când vorbește despre noi, spune anii noștri se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani și unul dintre lucrurile pe care spune este învață-ne să numărăm bine zilele, nu? Deci și viața noastră are un termen de expirare și putem să spunem că unii au un termen de expirare mai recent, mai îndelungat, că foarte mult spunem dintre noi a plecat prea devreme din mijlocul nostru, nu-i așa? Și avem poate prieteni care au plecat la 40 de ani, la 30 de ani. Chiar astăzi, una dintre colegele noastre care lucrea la un hotel aici în zonă și care primea turiști româncă, a murit la hotel, a făcut infarct și avea, cred că, 49 de ani sau 50 de ani. Deci nu știi când poți să pleci, dar viața are termen de expirare și trebuie să știm cu toții lucrul ăsta atunci când ne gândim la eternitatea noastră. Iar apoi gândindu-ne la ispășire, pentru că de fapt ăsta era subiectul nostru, ispășirea a avut termen de expirare până la venirea Mântuitorului. Și acum aș vrea să citesc câteva versete din Scriptură, dacă vreți puteți să deschideți împreună cu mine. Este vorba despre epistola către evrei. O să citesc eu câteva versete, vă spun exact care sunt versetele acestea pe care le voi citi și apoi voi explica mai departe. De exemplu, înainte de evrei, de să ne uităm la Levitic capitolul 16, Levitic 16, versetul 34. Pentru cine nu știe, cartea Levitic este o carte plină de legi pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel ca să știe cum să se poarte, ca să știe cum să sărbătorească sărbătorile Domnului și toate lucrurile acestea. Levitic 16, 34. Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică și este vorba despre sărbătoarea Yom Kippur sau ziua ispășirii, dacă vă uitați în context. Odată pe an să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor, Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul. Și observați, este o lege veșnică, ce înseamnă lucrul acesta ca oamenii să sărbătorească ziua ispășirii, dar spune că odată pe an să se facă ispășire. Ce înseamnă lucrul acesta? Că ispășirea avea un termen de expirare. Ea începea odată cu luna Tishrei, este luna calendaristică când se sărbătorește ziua ispășirii în data de 10, și din 10 Tishrei anului acestuia până în 10 Tishrei anului viitor, atâta ținea ispășirea.
Ce făceai anul viitor? Trebuia din nou să fie jertfa adusă, trebuia din nou să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu și lucrul acesta continua pentru încă un an și pentru încă un an. Întrebarea mea este, dacă, să zic, cineva murea exact în ziua când era ziua ispășirii și să zicem că câteva minute înainte să facă ispășirea din nou pentru anul viitor, persoana respectivă murea. E foarte incert lucrul acesta. Însă ispășirea deci a fost numai valabilă o singură dată un an și apoi continuă în Evrei capitolul 9, Evrei 9 cu 7, un singur verset, ajungem acolo, spune: dar în partea a doua intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care aduce pentru sine însuși pentru păcatele din neștiință ale norodului. Pentru cine nu a citit aceste versete sau pentru cine nu știe cum se întâmpla, evreii trebuiau să aducă jertfe pentru păcatele lor. Și Levitic, Numeri vorbesc, aceste cărți vorbesc foarte clar de ce trebuia să aduci pentru un anume păcat. Era vorba de turturele, era vorba de un țap, era vorba de un berbec și așa mai departe. Însă când venea vorba despre ziua ispășirii, marele preot trebuia să facă ispășire. Și ce înseamnă ispășire? Înseamnă acoperire, adică să acopere păcatele și, revin, le acoperea pentru un an. Iar acoperirea aceasta era pentru păcatele făcute din neștiință. Deci nu era pentru păcatele pe care le faci zilnic și știi de ele, ci păcatele pe care le faci din neștiință, așa că și noi facem, nu-i așa? Uneori vorbim, scoatem din gură o vorbă pe care nu o judecăm, nu o gândim. Este o vorbă din neștiință, este un păcat din neștiință. Poate faci rău cuiva fără să-ți dai seama. Prin vorbele tale, prin purtarea ta, jignești pe cineva, este un păcat făcut din neștiință. Pentru aceste lucruri, preotul, marele preot, trebuia să facă ispășire. Și spune Scriptura că avea doi țapi de ispășire, unul pe care punea păcatele poporului și dădea drumul în pustie, iar cel de-al doilea îl junghia și cu cenușa lui făcea o apă de curățire pe care o lua în Sfânta Sfintelor o singură dată pe an și acolo stropea hainele lui, stropea altarul, deci făcea ispășire mai întâi pentru el, apoi făcea ispășire pentru altar și pe urmă făcea ispășire pentru întreg poporul. Și legat de lucrul acesta, acum pentru că tot am folosit puțin contextul și am spus, în același capitol din Evrei 9, mai târziu, găsim istoria completă a acestei ispășiri și faptul că Yeshua, Mesia, Iisus Hristos, El este Cel care a venit ca mare preot și a ascultat ce spune versetul 25. Este vorba despre Evrei, capitolul 9, versetul 25. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Și apoi continuă în capitolul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin acele jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea amintea păcatelor este noită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Și acum vreau să revin de ce se numește sărbătoarea ispășirii sau acoperirii, pentru că jertfele acestea aveau datoria de a acoperi păcatele până anul viitor. Nu le ștergea, da? Ci numai le acoperea pentru o anumită perioadă și spune Scriptura că acest lucru nu se poate face deși este noită din an în an, deci pur și simplu păcatele rămâneau acolo, nu mai erau acoperite. Și credința evreilor de atunci, cât și de astăzi, acum nu mai sunt jertfe la templu, dar credința evreilor de atunci era că Mesia atunci când va veni, El va ține cont de acoperirea păcatelor acestea și atunci toate păcatele acestea vor fi șterse prin Mesia și prin viața lui Mesia care este sfânt. Bineînțeles că evrei nu cred că Mesia este Iisus și aceeași credință o evrei de astăzi. Astăzi nu se mai aduc jertfe la templu, nu mai este Sfânta Sfintelor, templul a fost dărâmat în anul 70 și dacă Dumnezeu va îngădui ca turismul să fie reluat și se va mai putea veni în Israel cu vaccin sau fără vaccin, atunci turiștii pot să meargă împreună cu mine sau cu Adelina pe muntele templului să vedem exact locul unde se poate
unde se poate să fi fost templu odinioară, dar pentru că templu a fost dărâmat, evrei nu mai aduc jertfe. Pentru că, unul, nu mai au unde să aducă jertfe, iar doi, jertfele trebuiau să fie aduse numai în templu, deci nu în sinagogi, nu în alte locuri, ci numai în templu. Având în vedere că templu nu mai este, deci jertfele nu mai pot fi aduse. Și atunci ce spun evrei de astăzi? Au înlocuit aceste jertfe cu rugăciuni. Înainte erau jertfa de dimineață, jertfa de prânz, jertfa de seară, iar acum sunt rugăciunea de dimineață, rugăciunea de prânz și rugăciunea de seară, care au datoria de a te apropia de Dumnezeu fără sânge. De ce? Pentru că nu se mai poate. Dar rugăciunile acestea nu fac ce au făcut jertfele. N-au cum să facă lucrul ăsta, dar rugăciunea evreilor și speranța lor este că atunci când va veni Mesia și se va așeza în templu, atunci jertfele vor fi reluate și ce va face Mesia? Va face ca rugăciunile acestea să fie înălțate înaintea Tatălui, înaintea lui Adonai, înaintea lui Dumnezeu și atunci păcatele nu numai că vor fi acoperite, ci vor fi șterse. Și bineînțeles că evreii cred că templul va fi rezidit și evreii cred că din nou vor reîncepe jertfele la templu, dacă lucrul acesta va fi posibil sau nu. Având în vedere că astăzi sunt atâtea asociații care luptă împotriva omorârii animalelor, s-ar putea ca să nu poată evrei să reușească să construiască templu, să nu reușească să aducă jertfe. Templul s-ar putea să fie reconstruit, pentru că spune Scriptura, însă jertfele, noi știm că nu mai este cazul de jertfe, pentru că Mesia a fost jertfa noastră de ispășire și lucrul acesta este clar și numai o dată pe an, ci pentru totdeauna. Dar revenind la aspectul pe care l-am spus mai devreme, și eu am sărit din versetele acestea pentru că am vrut să ajung la Evrei, capitolul 9, versetul 11 până la 15. Ascultați ce spune aici despre ispășire care nu mai are termen de expirare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele voastre ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, ca prin moartea lui pentru răscumpărarea din abatele făcute sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Observați diferența? Sărbătoarea ispășirii înseamnă acoperire. Și acum spune ce face sângele lui Hristos, spune va curăța cugetul vostru. Cu alte cuvinte, este exact expresia pe care o găsim în alte pasaje unde spune că va șterge, este expresia care e folosită în Scriptură, va șterge cu buretele păcatele noastre. Deci asta este ceea ce sângele lui Hristos face și nu odată pe an, ci pentru totdeauna. Ceea ce înseamnă că jertfa lui Hristos este fără termen de expirare. Iar pentru mine, luna septembrie, când s-a sărbătorit sărbătoarea ispășirii și am înțeles lucrul acesta, deși trebuie să știți, l-am înțeles și mai demult, am înțeles pentru că tot citesc Scriptura și tot o înțeleg, dar de fiecare dată când ajung să citesc același pasaj, înțeleg lucruri noi. Când m-am gândit la termen de expirare și la termen de neexpirare, mi-am dat seama că Dumnezeu este Cel care face lucrurile pentru veșnicie și când El le face și le schimbă, le dă o nouă conotație. Și conotația aceasta este fără termen de expirare. Și atunci am stat să mă gândesc și am înțeles lucrul acesta. Am primit un comentariu pe grup aici, unde spune, dar sarea nu-și pierde cumva gustul. Și acum vreau să răspund la această întrebare sau la această, idee. E adevărat că își pierde gustul, Scriptura spune lucrul acesta, dar de asemenea ne uităm și la credință și la toate lucrurile acestea pe care noi le avem. Pentru că dacă nu respectăm condițiile de întrebuințare, atunci ce se întâmplă? Nu? Ce se întâmplă dacă sarea o pui într-un loc care este umed? Bineînțeles că expiră, nu-i așa? Nu mai poate fi folosită la nimic. Deci aceste lucruri au termen de expirare,
sau n-au termen de expirare, însă depind aceste termeni de expirare de condiții. Poate ați văzut că pe ouă este ștampila aceea, nu, care spune, are două dăți. Nu mai știu dacă în România este la fel, dar în Israel sunt două date de expirare. Și întotdeauna m-am întrebat ce înseamnă lucrul acesta, până când am văzut pe o ștampilă scris așa, și pentru cei care nu sunt prea înțelepți, să citească pe înțeles. Și spune acolo, fără frigider și cu frigider. Deci sunt două termene de expirare. Deci una este dacă ții ouă la frigider, țin mai mult. Și al doilea termen de expirare este fără să le ții la frigider și pur și simplu la temperatura camerei. O altă dată de expirare. Același lucru este cu sarea, același lucru este cu orezul, același lucru este cu orice lucru pe care îl iei. Credința noastră, de exemplu, nu poate să expire. De ce poate să expire? Ea nu e făcută să expire. Însă dacă noi ne luăm cu tot felul de lucruri și ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa, speranța noastră poate să expire, credința noastră poate să expire sau poate să aibă momente când își pierde din valabilitate și mai scade puțin și mai scade puțin de ce, pentru că noi i-am dat ocazia și lucrul acesta să se întâmple. Deci eu cred că fiecare dintre noi trebuie să avem grijă la ce facem în viața noastră de credință. De aceea, de exemplu, sabatul trecut când am ținut ora de rugăciune, m-am dus în față și am spus că e foarte important să ne rugăm zilnic, e foarte important să citim zilnic. Acestea sunt uneltele noastre pentru a ne păstra credința, pentru a ne păstra dragostea, pentru a ne păstra speranța și așa mai departe. Și am avut o experiență foarte faină în urmă cu 2 săptămâni. Noi avem la adunarea noastră avem rugăciune de 3 ori pe săptămână. Una este luni dimineață de la 7 la 8. Când eu sunt responsabil și în fiecare luni dimineață sunt la rugăciune de la 7 la 8, apoi avem joi seara de la 6 la 7 și sâmbătă dimineață înainte de serviciu divin de la 9 la 10 pentru cei care vin la rugăciune numai. Și m-a abordat un frate din adunarea noastră care mi-a spus că el stă vis-a-vis de adunarea noastră într-un bloc și din balconul lui se vede intrarea la noi la adunare și spunea, zice, îmi saltă inima de bucurie când te văd în fiecare luni dimineață că tu deschizi adunarea, intri acolo și te rogi și zice, eu stau până la 7:10 când trebuie să plec la serviciu și zice, mă doare sufletul că nu pot să vin să mă rog cu tine, că era rugăciunea de la 7 la 8 și zice, la 7:10 eu trebuie să plec la serviciu, nu pot să mă rog și zice, stau câteodată și mă uit și până la 7:10 când plec, zice, nu văd pe nimeni că intră. Și într-adevăr, trebuie să știți că multe zile de luni am fost singur la rugăciune, dar m-am rugat acolo. Alteori am fost 4, 5, 6, cine a vrut să vină? Și fratele mi-a zis, zice, n-ai vrea să faci un lucru special pentru mine? Zice, ce-ar fi dacă vii la 7:15? Zice, în felul ăsta vin și eu să mă rog cu tine și la 7:10 eu plec. Și după aceea, dacă mai vine cineva bine, dacă nu, tu rămâi să te rogi, că oricum te rogi, dar vii și tu cu un sfert de oră mai devreme, ce poți să te trezești mai devreme. Și am zis, da, zic, fac asta pentru tine, frate. Și într-adevăr, lunea, acum 2 săptămâni am început, am fost la 7:20 acolo, imediat m-a văzut cum am intrat și a ajuns la 2 minute după mine. Și am stat, ne-am rugat împreună și fratele zice la plecare, la 7:10, zice, frate Daniel, zice, în nicio dimineață nu m-am simțit așa bine ca acum, pentru că ne-am rugat doi. Și zice, Scriptura spune că unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt acolo. Zice, de fiecare dată mă rugam singur. Dar zice, acum am înțeles ce putere are rugăciunea împreună. Și lunea trecută a venit tot la 7:15 și a mai venit încă o soră tot la 7:15 să fim 3. După care la 7 au mai venit încă câteva persoane. Pentru că am dat încurajarea aceasta în adunare și mi-am dat seama cât de importantă e rugăciunea în viața noastră. Dacă aveți ocazia să vă rugați cu cineva împreună, cu un prieten, cu o prietenă, dacă soțul, soția este credincioasă, este cel mai bun lucru, dacă nu, găsiți-vă un prieten, o prietenă cu care să vă rugați măcar o dată pe săptămână, să vă întâlniți împreună în afara bisericii și să vă întâlniți și să vă rugați, să vă spuneți problemele și să le aduceți pe nume. Țineți minte, surorile și frații care sunteți mai vechi în biserică, Iisus Mântuitorul, că aveam o listă de rugăciune și ne rugam de fiecare dată pe nume pentru lista aceea de rugăciune, pe nume pentru persoanele nemântuite. Și nu numai pentru asta, ne rugam ca Domnul să găsească parteneri în căsnicie și una dintre persoanele pentru care ne-am rugat, țineți minte, a fost tatăl meu.
care s-a întors la Domnul cu câteva zile înainte să plece în veșnicie. Și rugăciunea noastră a tuturor celor care ne adunam împreună a fost ascultată. Apoi Stella, țineți minte, ne-am rugat pentru ea să-și găsească partener de viață. Și Domnul i-a pregătit. Și nu numai ea, deci avem o grămadă de... eu nu mai am lista aceea, dar poate că una dintre surorile care sunt mai vechi sau frați în biserica noastră, poate că mai aveți lista aceea și poate vă rugați pentru ea și cred că ar trebui să punem un vie acolo la persoana pentru care Domnul ne-a ascultat. Rugăciunea e foarte importantă în viața noastră, deci de aceea vă spun, legat de sare în Matei, în capitolul, cred că 6, este vorba despre sare, își pierde gustul și nu mai are nicio putere. De ce? Pentru că nu a fost păstrată în condiții corespunzătoare. O să termin în câteva minute, Florin. M-am uitat la ceas acum și am văzut că e fără 10. La muzeul unde lucrez, la Nazaret Village, și unii dintre dumneavoastră ați fost acolo, iar alții poate că Domnul v-a îngăduit să veniți și să îl vedeți. Acum lucrez 3 zile pe săptămână. Și ăsta e un motiv de rugăciune să vă rugați, pentru că deci eu am numai jumătate de normă și nu e suficient. Încercăm din ianuarie să ne revenim cu tururile pe care le făceam, dar având în vedere situația actuală nu știm ce facem. Acum pregătim, dacă Israelul nu o să se poată veni în Israel, pregătim un tur în Iordania în 17 februarie. Unii știu că v-ați înscris deja. Acolo nu trebuie vaccin. Dar acolo la muzeu există o casă care are o pivniță și pivnița respectivă, deci undeva la 3 metri, exact sub camera, și acolo se păstra sarea în pivnița respectivă. Și tot cercetând, cercetătorii au ajuns la concluzia aceasta că locul acela în pivniță este cel mai bun pentru a păstra sarea ca să nu-și piardă gustul. Și atunci când Mântuitorul a spus și a spus că dacă sarea își pierde gustul, nu mai poate să fie folositoare deloc, atunci trebuie să fie aruncată pe pământ. De ce? Pentru că uneori păstrăm lucrurile foarte importante în locuri nefavorabile. Și sulurile, de exemplu, țineți minte, sulurile din scriptură erau făcute din papirul sau din piele de animal, unde trebuiau să fie păstrate în vase bine închise și în camere care nu trebuiau să aibă geam, nu trebuiau să aibă ventilație. De ce? Pentru că în felul acesta puteau să fie păstrate pentru o perioadă mai mare. Deci revin, noi trebuie să avem grijă de credința pe care am primit-o, de dragostea pe care Domnul ne-a dat-o, de mântuirea pe care am primit-o, pentru că acestea să nu expire niciodată și să ajungem în împărăția cerurilor. Dar pentru aceasta și ce spunea Pavel, nu? Să alergăm ca să căpătăm premiu. Deci să ținem la mântuirea noastră, să ne dezbrăcăm de faptele firii, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne înnoim cu omul cel nou. Și aceasta face ca mântuirea noastră să fie veșnică până în momentul când Mântuitorul ne va chema la El, noi o să fim acolo. Și Domnul să ne ajute pe toți, îmi pare rău că nu pot să merg mult mai mult, pentru că timpul ne permite, dar cred că Domnul știe ce timp avem și știe ce are nevoie fiecare și a dat fiecăruia ce are nevoie. Domnul